Salutare și bine m-am regăsit la un nou episod din Let's Play Minecraft. Și dacă nu mă înșel e 4 sau 5, cred, dacă nu mă înșel e unul din astea două. Am mai lucrat eu puțin așa off-camera și am făcut, am terminat casa, cum ar fi construcția deasupra. Mi-a plăcut această idee cu glas aici. Cred că e destul de șmecher. Și scările astea așa. Și pătuțul l-am mutat aici. Mi-am refăcut toate itemele, adică am făcut altele pentru că am vrut să văd dacă merge spawn-ul. Pusesem patul undeva sus aici, pe alea două, acolo. Și am vrut să văd dacă îmi setează spawn-ul și mi-am dat kill și nu mi l-a setat și am pierdut toate itemele. Dar nu-i bai. Hai să mergem să minăm. Dar nu oriunde, ci într-un ravine, pentru că e mai amuzant. Mi-am pus mâncare aici. Unde naiba am pus-o? Uite aici. Hai să nu o luăm pe toată în caz de se întâmplă ceva. Vrem niște coal, niște lemn. Chestul ăsta nu mă interesează. Sabie avem. Niște stone ar trebui. Dar ăsta cred că găsim pe acolo când avem cobblestone. Și nu știu dacă se întunecă acum. Uitați cam așa se vede pe sus. Destul de interesant. O să facem și probabil nivelul 2 sau probabil aici o să fie altcumva ceva în aer liber așa. Dar asta o să vedem noi și soarele e pe acolo așa. Hai, nu contează acum chiar dacă apune soarele. Nu contează. Apa. Da, poate n-ar trebui să mănânc acum. Mă, când o să ajung eu la ăla, cred că o să pună și soarele. E, dar nu-i bai, nu. Mergem acolo. Asta e, murim, să mai întâmplă. Să ține minte doar unde-i casa, asta e tot important. Dacă nu, asta e, pierdem itemele astea și gata. Ce se întâmplă mai rău? Nu se poate întâmpla mai rău, nimic de atât. Pierdem ceva armor. A doua oară, ce contează. Nu știu dacă sunt pe hard, da, sunt pe hard. Ok, tot e bine. Totul e bine. Cică. Să sărim pe aici. Nu mai amintesc exact unde e. Ah, da, l-am găsit. Nu mai cont. Oh, Enderman. Bă, l-aș vrea să-l... A fugit. Da. Aș vrea să-l omor, dar a fugit. Apă. Stai să pun eu torțele aici, pentru că vom avea nevoie de ele. Și să vedem să sărim acolo. Poc! Perfect. Wow, și e mult întuneric aici. Eu mai exact vreau această parte din ravine să intru, să o explorez. Nu tot ravine-ul, pentru că nu mă interesează tot ravine-ul, în afară de iron. Și probabil o să vin aici când o să vreau să minez de restul coal-ului, că văd că este foarte, foarte mult pe acolo, pe sus. Dar în rest nu mă... Ah, și pe acolo e iron. Hai că e ceva parcă prin el. Hai să vedem unde duce mineshaft-ul ăsta, că pentru asta am coborât aici. Am aici niște iron. Poate găsim niște diamante în el cât să facem un... Ah, fuck, nu mai am level. Da, am pierdut 23 de nivele. Super tare. Am auzit lava. E, asta e 23 de nivele, le facem înapoi. Se mai întâmplă, nu? Bine că știm că acum nu avem nici nivele, nu avem ce să pierdem, adică. Și să vedem noi. Da, chiar dacă nu găsim ieșirea la suprafață și facem stânga, nu? Ok. Bun, am fost voi pune așa. Hai să vedem. Aici nimic. Nici nu o să... Mă, și nu știu dacă avem string pentru arc. Ceea ce vreau să iau câteva. Așa, și pentru o uniță neapărat. Da, deci 5 string ar trebui să iau. Să facem și arc și uniță. Ca să fie mai distractiv după aia. Poate stăm și la pește. Așa, aici am fost. Aici e niște coal. Hai să-l luăm. Adică după cum am zis, după mai avem coal și vreau să chelesc mina asta complet. Și da, am zis o chelesc.
Ah, e plictisitor așa ca mine. Oh, e și de sub se pare. Ok. O să țin minte asta. Mamă, și asta cred că e mare de rezervă, de-aia mare de căul. Dar chiar e ceva. Hai să facem niște torțe de acum. Așa, 16, o să-mi iasă fix un stack, bănuiesc, nu? Da. Și cu ale 3 de la aveam eu, un stack și 3, perfect. Și căul tot mai avem, dacă mai avem nevoie după aia. Dar cred că torțele astea vor ajunge o perioadă foarte mare. Mă, nu sunt înfundat pe naș, nu știu de ce. Da, cred că o să răcesc până la urmă. Da, cred că o să răcesc. Ok. Aș vrea să-mi dau brightness-ul mai mare, pentru ca să vedeți și voi, dar mie nu prea îmi place cu brightness-ul mare, da. Pentru voi o să-l dăm aici, pentru că se vede cam întunecos. Nu știu ce să zic, nu prea îmi place. Oh, și am auzit spideri. Ok, ce ne... Mamă, ce lumină e. Un 50%, nu e normal când e atâta lumină chiar în halul ăla. Asta parcă mai merge. Hai să punem și aici, poc, așa. Și singura direcție se pare că mai e în față. Și dacă nu jos, acolo. Ok, de aici ai ce naiba. Enderman. Mă și speria să ce merge naiba așa. Asta o să le iau doar pentru că vreau... Ok. Asta e mina aia, bănuiesc. Ok, aici de unde am luat noi coal-ul. Deci nu e nimica, vom merge, vom pune unul ăsta aici. Și asta e o metodă foarte eficientă pentru a nu te pierde în mineshaft-uri. Oh, fuck. Hai, bă, vino cu. Fuck you. Ah, sunetul ăsta. Taci. Taci, am zis. Mă și speria că de-a început să dea bine. Parcă a fost așa contact vizual. Te uiți în ochii mei, mă. Ai curajul. sincer, vreau să pun aici niște blocuri ca să nu poată să vină la mine. Dar nu prea mi-a ieșit faza. Ok, și asta se duce și încolo. Mai mult iron aici. Aoleu, și pe partea asta. Really? Nu e problemă. Hai să vedem. Deci pe aici nu te duci. Ba da, te duci. Ok, deci să nu intrăm aici și aici. Ok. Oh. Așa. Ne trebuie două tipuri de blocuri. Niște dirt dacă mai avea. Pentru că să punem și unde nu avem. Unde ne-am dus incomplet. Aoleu. Oh, creeper. Salut. Aoleu, nu bușii. Nu bușii, acolo e un chest. Critică. Ok. Și două diamante super tare. Și o să iau și chestul. Hai să vedem dacă mai găsim ceva pe aici. Am. Sau măcar să... Ok, asta ducem. Hai să vedem, coridorul să bagă în ceva. Este la 34. Asta nu e nimica. Ok. Deci știm că de aici nu mai e nimic. Aici nu e nimic. Continuă într-un cave jos. Dar asta e altă poveste. Deci aici am zis. Oh. Uite și cum ratam ironul ăsta. Ce mișto pus așa. Hai să luăm și coal-ul. Ia, dai pace, o să revin eu dacă e pentru coal. Nu stau să prăpădesc acum pic pentru coal, aici nu e nimic. Bun, am mai terminat o parte. Oarecum. Aici văd că n-am fost. Sau pe aici am venit. Da, pe aici am venit. Hai să mergem în partea asta. Oh, fratele.
Apa, mătrei. Haide. Mă, de unde vii, mă? Stai că te aranjezi. Așa. Și acolo e și sus, evident. Ok, deci suntem de aici. Nimic. Mult fier, care o să-l luăm, bineînțeles. Key spider, spawner, ok, nu vreau acolo. Cu toate că ăștia dă multă experiență și sunt foarte, foarte buni. Și poate ar trebui să blocăm naibia asta complet, pentru că dacă ăștia se spawnează, e cam grav după aia. Și nu mai am cobblestone. frate. Nu pot să cred că o să trebuie să minez cobblestone. Așa, mă. Să luăm tot aerul după aici. Măcar acum știm că în partea asta nu mai e nimic. Oh, și mă doare ochiul. Ok. Mă gândesc. Aici am fost deja. Aici am fost. Bun, deci pam. Hai să-l punem de fapt aici. Și o să-l și iau pentru că nu prea am. Și mie se lăsă să mineze în altă parte. Alcest, ok, interesant. Și în asta. Nu prea bun. Și șinele sunt valoroase. Ce mișto sunt camerele astea, așa. Ok. O să punem aici, cum că nu-i nimic. Alcest. Diamante, nu. Nu vrea încă să avem pickaxe-ul. Aici nu e nimica. O să punem gravel pentru că nu mai avem. Hai să vedem dacă ăsta se termină undeva. Aparent. Ok, gata, știu unde se termină. Ai o dată de drumul de aici. Se termină mob spawner-ul acela de pânj care l-am găsit. Și ce bloc avem noi pe aici? Un bloc care să putem să-l lăsăm. Avem. Asta e. Vreau să las un bloc ca să știu că pe aici e mob spawner-ul. În caz de voi vrea să fac vreodată ceva de experiență și cred că ar merge foarte bine. Dar nu prea știu cum și o să fac niște teste pe lumea mea și renunțăm la ideea cu mob spawner-ul acela. Spuneți. Acum e în mijlocul oceanului. Pentru că dacă l-avem pe ăsta și o să funcționeze bine, nu cred că o să avem nevoie de ăla. Dar dacă nu merge, o să apelăm până la urmă la ăla. Ok, ci pe jos și... O să blochez aici. Și hai să vedem pe aici ce. O, două chesturi. Super. Hai mă. Stai să vedem ce. O, șei. O, super tare. Avem șa. Asta e o peșteră. Ok, și putem să trecem și partea asta de mapă ca nimic. Și cred că ne ajunge până acum, pentru că... Ok. Vom trece partea asta, nimic. Ok. Eu cred că ne ajunge până acum pentru că eu mă știu deseori, mă locomesc la prea mult să mă duc și după aia mor și sincer nu vreau să pierd alea două diamante care le avem. Dacă mi-amintesc pe unde am venit, undeva pe aici. Ok, aici nu-i nimic. Oh, mamă, multe de astea neverificate încă. Asta mă întreb dacă am pus că nu-i nimic sau... nu. O, fac asta să-l spar de aici. Așa. Pentru că după aia ne confundam în el și nu era bine deloc. Pe aici am intrat, nu? Da, pe aici am intrat, parcă. Da, pe aici am intrat. Și... mijlocul nopții. Oh, fuck.
Okay. That was easy. Dar din păcate nu mai putem să luăm calea pe care am venit. Hai să explorăm și asta dacă tot suntem aici. Și o să-l și aprindem în același timp. Ok. Zombie. Oh, uite și mai șapte mai continuă pe aici. Drăguț, mai multe chesturi înseamnă. Și deja cred că avem aproape un stack de aer, chiar 63. Și s-a făcut și zi. Oa, ce tare, mă. Sincronizare perfectă. Păi da. Ok. Ne să luăm și asta și ne îndreptăm spre casă. Coal avem ceva, avem și 44 coal, deci nu o să rămânem fără coal în seara asta. Yeah. Ok, și aici să bifurcăm în multe peșteri. O să iau puțin iron de aici. Și o să urcăm. Pe unde naiba urcăm? Au. Da, trebuie să mănânc ceva. Era tot... lava asta e prost pus aici. Hai să facem noi așa. Ok. Uite. Mergem pe la apă și de la apă vedem noi cum urcăm pe acolo. Ok, hai că pare un plan bun. Așa, ar trebui să renunț la ok-ul ăsta, tot zic ok. Au! De unde-i dat, mă? Băi, nesimțitule. Da, marc, evident. Prima oară când plec fără ar la mine și fix atunci nu pot să ies dintr-un ribin. Păi... pauză până când ieșim, că sper că n-aveți chef. Adică cred că n-aveți chef cum să vedeți cum sparg eu peretele până sus. Ok? Pauză, pauză. Ok, și am ajuns și acasă. Hai să punem ce avem pe aici. Aoleu, și avem multe. Bine că avem și 5 chesturi, adică... asta e bine. Ok, asta e aici. Ar fi trebuit să-l fi pus aici. Firai tu să fii de chest. Așa. Ok. Hai să scuipăm totul pe aici. Și le vom organiza după aceea. Asta nu e neapărat nevoie de ea. Hai să vedem cum îi zice. Din ce avem noi făcut asta? Hai să ne orientăm, de fapt, cum o să punem niște chesturi pe sus, pe acolo. Ok. Asta așa. Voi vrea niște chesturi. Unul merge aici. Unul merge acolo. Unul aici. Unul aici. Două, dacă nu mă înșel aici, unul acolo. Dar nu, n-are și mumos, era să zic. Nu știu. Cred că merge așa. Pam, pam. Două, trei chiar. Da, asta e problema că construim cu slaburile astea. Pentru că va arăta la fel, nașpa puțin așa, chesturile. Dar... dacă luăm noi blocurile astea. Așa. Și mergem acolo și mai facem niște chesturi. Hai să mai facem niște chesturi. 6. Ok. Cred că ajung astea. Așa. Câte o să ne ies? Fire. 3 chesturi. Ok. Trebuie să ne facem arcul și niște săgeți. Am feather, cred că. Da, cred că avem feather pe acolo. Ce da drău chestia asta aici. Uite așa. Aici nu cred că voi pune cezul. E plin tot crafting table. Exact cum e în partea alaltă. Aici sigur va veni un chest. Poate chiar două. Nu. Unde va mai veni chest? Mă întreb. Aici va mai veni un chest. Ok.
Să vedem ce mai vine. Cam atâta, nu? Probabil două chesturi aici. Așa, așa. Nu chiar aici. Nici aici. Așa. Păi deocamdată o să rămână cam alea. O să vedem noi la ce le punem. Va trebui să mai facem de asta pentru a continua. Deci va veni ceva de genul așa, cred că. Așa. Continuare la casa de acolo. Păi da. Și cam asta a fost pentru episodul acesta. Ne vedem data viitoare. Eu voi organiza puțin paste pe aici și să văd ce îmi iese pe acolo pe sus. Cam atât e de zis. Pa, pa!